Astăzi, când se împlinesc 100 de ani de la aniversarea Unirii cu România, iată, în incinta Consiliului Europei, l-am întâlnit pe domnul Iure Ciocan, un mare om politic din Republica Moldova, și am vrea să-l întrebăm care este țelul vizitei dumnealui, anume pe 27 martie, când se împlinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. N-aș vrea să vă dezamăgesc, dar vizita nu e legată cu contextul centenarului Unirii, Marei Uniri, e legată cu mai multe proiecte care le implementează Consiliul Europei în Republica Moldova, inclusiv în contextul unui an electoral, pentru că avem și pe 20 mai alegeri locale la Chișinău și Bălți și în alte localități, plus în toamnă ne așteaptă alegeri parlamentare. Deci agenda noastră de comunicare cu Consiliul Europei este una foarte largă. Dar mă bucur că v-am revăzut aici, știindu-vă ca un reporter și ca o persoană foarte bine văzută aici la Strasbourg. Eu vă mulțumesc mult și totuși hai să vorbim un pic despre posibilitatea reunirii Republicii Moldova cu România. Știm că chiar și astăzi la București s-a vorbit foarte mult în acest context. Eu cred că istoria o fac oamenii și pentru oameni, și în contextul dat cred eu că sunt lucruri care nu pot fi decât într-un anumit mod. Respectiv, românii din toată lumea într-un anumit moment, și din Republica Moldova și din România, într-un anumit moment în istorie oricum se vor reuni. Iată, astăzi după masă, aici la Congresul Puterii Locale și Regionale de la Strasbourg, se va vorbi despre Republica Moldova. În ce constă această discuție? Știți, eu trebuie să vă recunosc că discuția va avea loc în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale, din care eu nu fac parte și cu greu aș mă putea să mă expun care anume va fi contextul discuțiilor. Deci a fost doar o coincidență că sunt și eu în cadrul altei delegații aici la Strasbourg, dar nelegate de lucrările acestui congres. Și ultima întrebare, știu că ați fost unul din promotorii actualei lege a alegerilor din Republica Moldova. Cu votul mixt, uninominal. Nu este chiar așa. Legea a fost promovată de către deputați în Parlament, de către parlamentari. Eu, cum bine cunoașteți, sunt o persoană foarte tehnică și nu am avut tangență la promovarea acestei legi. Dar am participat activ la expertiza ei tehnică și am colaborat activ cu Comisia de la Veneția la acest subiect. Vă mulțumesc mult pentru acest interviu, domnul Iure Ciocan, aici la Strasbourg. Sunteți binevenit, vă așteptăm și altă dată, cu alte ocazii. Sper să ne revedem și cu alte ocazii, vă mulțumesc. Mulțumesc. Felicitări cu împlinirea centenarului. Mulțumesc, chiar mi-ați încălzit inima. Mulțumesc.